nici măcar astăzi nu am primit o înregistrare audio a unei ședințe desfășurate în luna aprilie, ședință publică. Am spus că presupun că acea înregistrare a fost distrusă. Nici până în ziua de azi nu mi-a fost pusă la dispoziție, așadar, doamna guvernat, nu cred că există bună credință din partea președintelui acestei instituții, în așa fel încât să fie transmise de pe pagina web. Narcisa Iorga, membru în Consiliul Național al Audiovizualului, acuză că ședințele publice nu sunt puse la dispoziția cetățenilor și nici măcar a membrilor Consiliului. Nu cred că este legal ceea ce face. Este o problemă, este un motiv pentru a vă ridica imaginea. V-ați triplat traficul pe pagina de Facebook. Este strict o problemă de imagine. Folosiți instituția ca să vă ridicați imaginea, să vă faceți cunoscut. În lege spune foarte clar că ședințele sunt publice, așa cum sunt și cele ale Parlamentului și se transmit. Până una alta, nu eu trebuie să demonstrez ceva, ci dumneavoastră trebuie să demonstrați ilegalitatea a ceea ce fac. Săptămâna trecută, spun cei care poartă luptă deschisă deja cu Laura Georgescu în CNA, a fost smulsă camera web de pe un laptop. Ca așa opinii personale, în baza cărora să... Îmi dați voie să vorbesc sau luați același... sau poate avem iarăși o pană de curent, așa subit cum am avut data trecută. Doar în această sală. Nu au lipsit nici jignirile adresate Narcisei Iorga de către Laura Georgescu. Da, președinte, ați vorbit despre persoana mea făcând niște acuzații. La ce vă referiți? Suferința în anul 2009 de o expunere în Consiliu într-un discurs submediocru. Și v-am spus că urmărind activitatea dumneavoastră în această instituție, prin intermediul presei, am observat că strict în anii de campanie prezidențială intrați într-un sindrom. Se cheamă, am și luat informația, ușor psihicalizat. La propunerea Monicăi Guvernat s-a votat interzicerea transmiterii online a ședințelor CNA. Narcisa Iorga acuză că votul a fost forțat și că cei propuși de PSD, PNL și UDMR au fost pentru. Mai exact, Laura Georgescu, Monica Guvernat, Răzvan Popescu, Cristian Mititelu, Radu Călin Cristea și Laurent Turo s-au votat pentru ca pe internet să nu ajungă ședințele publice CNA. Mai mult decât atât, Iorga acuză că, deși în sală erau 9 membri și era întrunit cvorumul, Laura Georgescu a suspendat ședința.